Bună seara, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri între minte și inimă. Sperăm o ediție foarte frumoasă. Suntem alături de invitații noștri Andreea Bolovan, actriță la Teatrul pentru puțini, înființat de doamna Liana Cetercchi, Cristina Nae, inginer și traducător autorizat de limbă germană. Bună seara, Cristina! Bună seara! Și obișnuitul emisiunii noastre, avocatul Nicu Neamțu, zis și Nic, pentru prieteni. Bună seara, Nic! Bună seara, Ștefan! Bine ați venit în emisiune! Astă seară vom avea un subiect foarte interesant, zic eu, și inedit. Este legat de emoții și teatru. Despre emoție și teatru. Și mai ales teatru. Și mai ales teatru. Avem invitat astăzi. Exact, fiindcă una dintre invitate, domnișoara Andreea Bolovan, este tânăr actor la Teatrul pentru puțini, așa cum spuneam. Și cu ocazia asta am vrea să auzim câteva cuvinte despre activitatea ei. Deci, Andreea, cum este în teatru, ce faci, ce te-a făcut să vii în teatru, ce te-a chemat către teatru? Ce m-a chemat către teatru? Păi eu m-am apucat de teatru când aveam 16 ani. Așa, așa, foarte frumos. Și pe vremea aia, fiind în liceu, aveam nevoie de o activitate care să mă țină priză și care să-mi consume energia într-un mod constructiv. Deci să înțeleg că aveai foarte multă energie, ca orice enorm. Tânăr care... Da. Evident. Care este în liceu. Și în afară de asta, ce te-a mai atras către teatru? Și ce m-a mai atras către teatru? Ideea de a putea fi liber. În sensul așa. Că... Atunci când ești pe scenă, există convenția că ești pe scenă și tu poți să faci acolo orice și poți să te exprimi, poți să spui lucruri despre tine pe care în alte locuri nu le puteai spune. Da, sunt de acord. Ok. Și pe de altă parte a fost și ideea de a mă căuta pe mine, cumva. Mai mult sau mai puțin, de aici încep cam toți actorii să... Foarte frumos! Te-aș întreba dacă socotești că am dreptate. Libertatea nu este oare ceva interior? Evident, libertatea interioară, despre asta, la asta m-am referit. Când și găsești libertatea de a te găsi pe tine în interior, însuți, da, evident, în, da, da, da. În interior, în teatru. Da, este un lucru excelent și după părerea mea, teatrul este o cale foarte directă pentru a-ți găsi... Foarte vie. Da, da, libertatea, da, interioară. Deci ai o șansă, drumul este un pic cam vertical. Da, corect. Așa e un pic dificil, dar ai o șansă. Danic, te rog. De altă parte, nu, am observat așa, nu știu dacă există contradicție, dar atunci când te duci la teatru, interpretezi un rol. Și atunci nu mai ești tu... Nu ai posibilitatea, să zic așa, ca să-ți exteriorizezi personalitatea ta interioră, ci interpretezi rolul. Ai niște limite. Da, și interpretezi personalitatea interioară a unui personaj care tu trebuie să-i dai, să-i dai viață, nu? Și atunci cum se împacă? Da, este un proces destul de îndelungat. Până să ajungi să interpretezi personajul respectiv, trebuie în primul rând să te știi pe tine. Și să fii îngrozitor de sincer cu tine, până la sânge așa. Pentru că altfel n-ai nicio șansă să... Dacă nu te înțelegi pe tine și nu ești sincer cu tine, n-ai nicio șansă să interpretezi niciun personaj din lumea asta. Deci așa se explică atunci. Da. Iar pentru asta și sunt repetițiile și sunt căutările de a face un rol. Pentru că, în primul rând, pornești de la tine și vezi care sunt similitudinile între tine și personajul respectiv. Pentru că pe scenă tot tu ești. Da, bun, e un personaj, e un rol de compoziție. Însă tot e vorba despre tine, de la un anumit punct încolo. Se spune că chiar și atunci când, nu știu, joci un personaj, un criminal, de exemplu, și faci așa. Chestii pe care tu nu le-ai face tu ca om în viața ta de zi cu zi, trebuie să găsești resurse din memoria ta, din experiențele tale,
ca să poți să ajungi și să-i dai dreptate, să aperi personajul respectiv. Da. Păi nu trebuie să-l aperi. Trebuie să te transpui în modul de manifestare al personajului respectiv. Nu trebuie neapărat să-l aperi. Că aici e o chestiune care apreciază ceilalți. În sensul ca să-l aperi în sensul de abordarea ta a personajului, pentru că dacă tu îl judeci, n-ai cum să devii personajul respectiv. Deci în sensul că practic tu nu-l nu-l judeci. Îl aperi, îl înțelegi. De ce e criminal? Cum a ajuns să facă chestiile astea? Na, am dat un exemplu. Ok, ai spus ceva extraordinar de interesant. Eu consider că toți suntem un univers mic, că avem un mic univers în noi. Și în universul ăsta se găsește orice. Poate să fie în stare manifestată sau poate să fie în stare latentă. Și atunci, așa cred că în teatru, dacă joci, spre exemplu, rolul de care spuneai și îți aduci niște lucruri din stare latentă, interioară, în tine, le faci să fie manifeste. Poți să joci orice rol? Eu personal? Da. Nu știu. Nu-mi dau seama. Simți că ai putea juca orice rol? Da, în principiu da. Adică ai putea juca rolul unui bătrân mic și gras, da, spre exemplu? Da, da, da. Da, clar. Da, cred că știu și de ce. Da, da. Fiindcă faci și teatru de păpuși. Da, despre asta e vorba. Da. Ceea ce este o ocazie și mai interesantă de a-ți manifesta libertatea gama interioară. De personaje. Exact, fiindcă acolo chiar nu ai limite. Acolo chiar nu ai limite, de asta m-am și apucat de teatru de păpuși. Apropo de asta, unul dintre primele exerciții pe care am făcut de teatru de păpuși a fost să ne construim noi o păpușă. Ce s-a întâmplat? După ce am terminat de construit păpușa, surpriza a fost că majoritatea păpușilor semănau îngrozitor de tare cu... cu constructorul. Pe care... Da. Da. Deci, în noi există oricum o gamă foarte largă de personaje. Apropo de... Corect. Să te întreb ceva. Da. Cum faci să intri în rol? Cum fac să intru în rol? Da. Uai, da. În primul rând, îmi imaginez persoana respectivă. Cum așa arată, cum se mișcă, cum se poartă. Și o iau ca pe persoană reală. Iau ca pe persoană reală și încerc să... Păi ea vine din realitate, cumva, mai mult sau mai puțin, prelucrată de imaginația autorului, dar vine dintr-o realitate. Da, dar e important ca în mintea ta să fie o persoană foarte reală. Dar te poți identifica cu personajul, adică poate reuși chiar mai mult, adică să consider că eu sunt cel care trebuie să... Păi către asta băteam. Păi da, asta. Da? Că ea aduce un personaj din spațiul posibilităților, îl aduce în... Concret. În concret, adică face ceea ce discutam noi săptămâna trecută la curs, condensează informația. Exact. Da. Deci face să transformă o probabilitate în ceva cert, am dreptate? Da, da, da. Se sintetizează lucrurile cumva. Ok, și care e procesul prin care faci mai departe? Depinde de persoană, diferă de la persoană la persoană. Eu personal, deci iau un personaj, oricare ar fi, îmi creez o imagine mentală, fizică, cum arată, ce gesturi face, ce mai zici și până acum. Așa. După care încerc să aduc la mine toate aceste însușiri pe care le-am creat și încerc să văd ce din aceste lucruri pe care le văd la personajul respectiv există și în mine. Cum reușești să urmărești personajul? Că tu vezi un scenariu probabil al piesei. Bănuiesc că în multe ocazii nu ai la dispoziție să vezi alte interpretări. Da, nici nu e indicat. Exact. Important e să vină de la tine. Exact. Și cum faci ca din scenariul respectiv să percepi personajul din punct de vedere emoțional? La ce ești atent? Cum îl observi și cum îți reconstruiești în tine profilul emoțional al personajului? Depinde de proiect. Sunt proiecte la care îți construiești singur personajul, sunt proiecte la care este un lucru foarte strâns cu regizorul. Exact. În momentul în care citești scenariu, ai niște date, ai, cum să spun, gheața de deasupra icebergului. Scopul tău este să descoperi icebergul și să pui în acele cuvinte, să nu zic prea mult, universuri.
Așa. Pentru că în teatru, apropo de lucrurile condensate, fiecare propoziție poate să presupună o poveste diferită, foarte mare. Și tu Corect. Trebuie să-ți faci aceste povești cu imagini, cu senzații, cu trăiri, tot ce înseamnă. Am înțeles. Uh-huh. Ok, deci ai un profil emoțional, ai intrat în el, uh-huh. da? Dar tu ai emoții în spectacol, eu personal, tu ca persoană. Eu personal am foarte multe emoții înainte de spectacol. Foarte multe emoții. Așa. În momentul în care pășesc pe scenă, de obicei se duc pentru că mă concentrez pe... Pe ceea ce ai de făcut. Punctele de concentrare din scenă, cum ar fi. Pe scopurile din scenă, scopurile scenice. Și cumva, făcând chestia asta, devenind personajul respectiv... Îți auto-induci cumva în... Te orientezi către activitate și atunci emoțiile... Da, dispar, clar. Bun, ok. Cristina, cum faci când ai emoții? Cum reușești să-ți depășești emoțiile? Cred că... Pe ce te orientezi? Cred că pe respirație, într-o primă etapă. Ca mulți practicanți ai meditației. Da. Oricum, la mine emoțiile se văd foarte repede pe piele. Da, la multe persoane se întâmplă așa. Da. Alții transpiră. Da. Deci funcție de... Și cred că pe undeva, prin respirație, cumva încerc să-mi regăsesc un echilibru de dinainte a emoției respective. Ca o ușoară stingere a emoției, o lași să se... Și ți evoci starea anterioară emoției? Nu neapărat în mod conștient, nu. Nu, pur și simplu cred că mă caut un echilibru, pentru că la mine emoțiile, dacă sunt prea intense, duc către un dezechilibru. Dar ai o imagine mentală către care tinzi? Nu. Nu, adică nu-ți formezi o țintă către care... Nu, cred că, da, uite acum că întrebi, cred că în mod inconștient, probabil o stare de meditație în care emoțiile sunt estompate foarte Foarte interesant, uite, da. O soluție foarte frumoasă și elegantă. Haideți să întrebăm și un bărbat. Nic, cum te descurci cu emoțiile? Bine, tu te descurci foarte bine, că știu, te cunosc, deci reușești foarte bine de obicei. Poate că în ultima perioadă am reușit să mă detașez, cu toții avem emoții și eu am emoții și am avut o lungă perioadă de timp, e adevărat, meseria mea să pledez pentru o cauză anume în fața unei săli de ședință, mai ales a unui complet de judecată, chiar dacă e un judecător sau mai mulți judecători, sunt emoții, nu? Și ai răspundere. Da, și ai în spate sarcina unei reușite sau unei... Sau un eșec. Eșec. Da. Și cred că prima perioadă, nu știu dacă, s-ar putea să fi dat dovadă de emoție și asta după aceea mi-am explicat cumva și cred că asta se regăsea într-un tremur al vocii, ceva de genul ăsta. Adică după aceea analizam și vedeam cum am susținut o anumită pledoarie și dacă a fost ok din punct de vedere al modului de susținere. Și îmi dădeam seama că din tremur vocii sau, mă rog, acolo unde știam eu că nu sunt sigur pe ceea ce susțin acolo, așa. Exista un pic de să zic de așa, ezitare. Ezitare și, dar cu timpul, de când particip la cursurile tale și studiind mai mult pe în legătură cu acest subiect, am reușit să mă detașez. Și cred că prin detașare, lăsând la o parte, să zic așa, acel rezultat pe care îl urmăresc și urmărim cu toții dintr-o anumită activitate, dacă nu urmărești rezultatul respectiv și lași lucrurile să curgă ca și cum ar fi totul se va rezolva de la sine, atunci reușești să ți le înfrângi aceste emoții. Și lucrurile chiar se și rezolvă. Lucrurile chiar se rezolvă fără să ai acea participare efectivă cu emoții, cu stres și cu adică toate celelalte. Fără să te preocupi excesiv de mult, să exact, fără exact. Să cazi în latura toxică a emoțiilor. Meseria ta ca și a
Andrei presupune un rol, fiindcă tu ești într-un rol. Uite, da? chiar discutând acum, auzindu-vă pe voi, chiar mă gândeam că totuși la noi e oarecum diferit. Vezi tu, Andreea a interpretat un personaj, eu trebuie să creez un personaj ca să pot să... Exact. Ca să pot să conving completul sau ceilalți din audiență că acea parte care susține cauza are dreptate. Da, să arăți laturile lui pozitive, care trebuie să evidențiate ca să-l aperi. Da. Să folosești acele instrumente ca să convingi. Bine, acolo mai mult de atât trebuie să ai și probe, să ai și suficient... Categoric. Mă rog, material ca să poți să nu numai... Prin sigur, trebuie să ai niște puncte de sprijin pe care să te poți lega. Da. Dar sunt situații în care o pledoarie bine făcută, care înduioșează, știu asta, mai ales în cauzele penale, care... Face apel tot la emoții. Da, clar. Da. Și ne întoarcem la emoții, așa este. Andreea, care este rolul cel mai complex pe care l-ai avut până acum? Cel mai complex rol pe care l-am avut până acum a fost la Teatru pentru Puțini. Așa. În spectacolul Charlotte Salmon, un text scris de Ellen Kaplan. În regia doamnei Liana Cetercii. Așa, exact. Care, de fapt, este un one-woman show, unde eu spun o poveste reală a unei pictorițe evreice care a trăit în perioada Auschwitz-ului. Spun povestea interpretând mai multe personaje. Exact. Spectacol foarte reușit pe care am avut ocazia să-l văd. Am fost și eu spectator la un moment dat acolo, dacă ți-aduci aminte. Sigur. Și m-a impresionat foarte mult și epica spectacolului și în special modul cum ai reușit să interpretezi rolul. Foarte greu rol, după părerea mea. Și oricum e foarte greu să faci one woman show sau one man show. Deci asta mi se pare unul din cele mai complicate lucruri. Ți s-a părut greu rolul? Da, bineînțeles. Evident. Care au fost cele mai grele puncte? Cele mai grele puncte? Ce ți-a venit cel mai greu în piesa respectivă? Să joc niște situații care mi erau departe de experiența mea și mi era greu să fac asocieri cu lucruri care mi s-au întâmplat mie sau... Fiindcă nu ți se întâmplaseră. Nu se întâmplaseră sau nici nu știam, de exemplu, cum simte o femeie, dau un exemplu de situație din spectacol, cum simte o femeie bătrână când își vede fata moartă. Corect. De exemplu, o chestie foarte dramatică. Și sunt și acele situații... colective care au avut loc în timpul războiului și care sper din toată inima să nu se mai întâmple nimănui, nici poporului evreu, nici unui popor din lumea asta. Da, clar. Deci sperăm să fie de domeniul trecutului, dar într-adevăr au un tragism extraordinar. Și da, spune. Da, bine, faci documentare, te uiți la filme, citești cărți, întrebi oameni, încerci să îți faci așa un scenariu în capul tău. Uh-huh. Însă, în afară de scenariul ăsta din capul tău, e foarte important și implicarea emoțională. Practic, tu trebuie să joci o situație total nouă pentru tine, din absolut toate. Bun, îți faci scenariul ăsta, dar ce vreau să spun este că trebuie să te implici emoțional. Bine. Pentru că altfel nu... Altfel nu reușești. Altfel reușești, e o chestie tehnică în da. Sine. Iese ceva ca apa plată cu lămâie. Exact, exact. Așa. Ok, sau apa plată fără lămâie, să zicem. Da, deși da, apa da. E bună. O singură întrebare la care vreau un răspuns punctual. Ok. Și este greu ce te întreb. Care a fost amănuntul care te-a ajutat să te implici emoțional în rol? Că probabil că ai, nu știu, spre exemplu, referitor la Holocaust, mi-aduc aminte că eram în școală și am văzut o poză făcută în timpul, după război, într-un lagăr de concentrare și în momentul ăla am reușit să mă cuplez emoțional, eram adolescent, dar am reușit să înțeleg ce au pățit acei oameni. Uh-huh, uh-huh. Și a fost un cârlig emoțional pentru mine, atunci am cuplat cu suferința lor, atunci am căpătat compasiune față de ei. Ai avut un asemenea cârlig emoțional care te-a ajutat să intri în
rol și îl conștientizez care a fost? Referitor la întreg spectacolul sau? Partea emoțională a spectacolului, că încărcătura emoțională este extraordinar de puternică acolo. Da. Care a fost? Sunt două. Unu, o imagine mentală pe care mi-am creat-o legată de faptul că erau și copii implicați. Da. Omorâți. Mă rog, mi-am creat eu o imagine. Și al doilea este faptul că fata asta, care chiar a existat, avea un potențial uriaș de a crea și era ținută... Era ținută în loc. Da. Aha, și aici s-ar putea că te-ai regăsit în partea cu potențialul de a crea. Da, foarte... Asta mi se pare una dintre cele mai, mă rog, dramatice chestii care se poate întâmpla cuiva să-și dorească să creeze, să facă ceva. Și să fie împiedicat. Și să fie ținut... Da. Da, în orice caz, remarcabilă interpretare. Da. Te felicit încă o dată și ne pregătim de pauză și de următoarea rubrică. În cadrul rubricii terapii spirituale vom discuta despre teatru ca terapie spirituală. Andreea, este teatrul o terapie spirituală sau nu? Categoric, normal că este. În ce fel? Păi, în primul rând, așa cum acea zicală zice că teatrul este oglinda lumii, e o zicală foarte adevărată. Așa. Și în momentul în care oamenii vin la teatru și se regăsesc, din start este începutul unei terapii. Bine, dar pentru actor este terapie spirituală? Pentru actor este terapie spirituală, evident. După cum spuneam și mai devreme, în primul rând, datorită faptului că în noi există foarte multe personaje, foarte multe tipologii și... Făcând teatru, devii conștient de ele și îți dai seama că există în tine. Da, că există în tine acea parte a universului. Acea parte a universului. Pe de altă parte, e foarte important să fii foarte sincer cu tine, ca și actor. Și să... Și ca spectator. Bine, da, evident, clar, da. Și așa? Și să fii foarte sincer cu tine și să-ți dai seama cât... În ce proporție există în tine din multitudinea de personaje? Bine, am să-ți pun o întrebare mai ciudată. Ok. Am avut ocazia să mă lovesc cumva de situația asta sau de ceva foarte asemănător. Teatrul de păpuși este terapie spirituală? Da, clar. Teatrul de păpuși este în primul rând terapie spirituală pentru că faci cu mâinile tale păpușa aia, o construiești cu mâinile tale. Dacă ajungi să o construiești. Bine, de obicei sunt alți tehnicieni care construiesc păpușile, dar ideal este să construiești. E bine să ți-o faci tu păpușa. E bine să o faci tu cu mâna ta, să devină a ta, să pornești de la nimic și să-ți dai seama că după o perioadă de timp ai o chestie. Aș completa pe Andreea în sensul că prin, mă rog, acest instrument, să zic, nu știu cum să exprim teatru de păpuși, te apropii oarecumva de lumea copiilor. Ori în lumea copiilor, exact, deja acolo... Exact. O terapie mai mare chiar nu poate fi. Exact. Deci este și pentru părinții. De fapt, teatru de păpuși copiilor. Asta e că e și pentru copii, dar e și pentru părinți. Mulți părinți care vin la teatru de păpuși se distrează la fel de bine ca și copiii. Deci am putea spune cumva că copiii suntem cu toții. Mai mult sau mai puțin, deci... Dar copiii au nevoie de terapie spirituală, oare?
aș spune că ei au deja asta. Fără... Și oricum sunt principalii beneficiari, da. Că ei se bucură cel mai mult de... de teatrul pentru copii sau de teatrul de păpuși și așa mai departe. Acum îmi pun o problemă, dacă nu cumva orice ocupație este o terapie spirituală, că poate că nu avem întâmplător ocupațiile pe care le avem. Și uite, Cristina este traducător, da? Și ne puneam problema în pauza dintre rubrici. Oare a fi traducător este terapie spirituală sau poate fi? Sigur, poate fi. Cred că orice poate fi o terapie spirituală. Depinde cum abordezi acel orice. Corect. Dar prin traducere, de exemplu, eu am învățat în primul rând să fiu mai flexibilă. La începutul carierei mi s-a întâmplat să găsesc un cuvânt, să-l caut disperată peste tot, nu l-am găsit și aveam contact direct cu clientul. Am sunat și am întrebat, dar ce înseamnă cuvântul ăsta? Ce ați vrut să spuneți cu cuvântul ăsta? Așa. Era o greșeală de ortografie. Deci am învățat că trebuie să cauți puțin mai lax sensul din spatele cuvântului strict. Am învățat să mă armonizez mai bine cu ceea ce este în limba sursă, să încerc să reproduc fidel, dar fără rigiditate, sensul în limba țintă. Însă, acum, sigur, și depinde dacă traduci un text juridic, dacă traduci altfel de texte, dar pe mine personal m-a învățat o anume flexibilitate. Așa. Și m-am învățat să mă pun în pantofii celuilalt. A, foarte frumos. Da, și să încerc din acea perspectivă să trec lucrurile în limba țintă. Cristina, tu ai pe masă și o carte foarte frumoasă despre care nu spunem încă nimic. Așa care este tot în limba germană. Da. Și despre care am să te invit să spui în ultima rubrică câteva cuvinte. Cu multă plăcere. Și a cărui citire și poate și traducere cândva în limba română este o experiență deosebită din punct de vedere spiritual. Dar păstrăm secretul. Da. La tine, Nic, e ușor. Sau așa consider eu. Că da. Este meseria de avocat, este terapie spirituală. Am dreptate? Acum ea poate fi privită din tot punct de vedere al avocatului și al clienților, justițiabilor, cei care corect participă la procesul din justiție. Vezi tu, mă rog, terapie spirituală pentru mine ca profesie de avocat, probabil că acele căutări, acele zbateri care le realizez să găsesc o soluție la cazul respectiv, pentru mine poate fi o terapie spirituală, dar mă gândesc că mai degrabă pentru justiabil este o terapie spirituală, fiindcă ei, în plan emoțional, unii dintre ei, marea majoritate, suferă. Deci acolo e suferință. Și știm că suferința este un maestru foarte bun pentru evoluția spirituală. Și atunci mă gândeam că pentru clienții respectivi, pentru justiciabil, însă și faptul că merg acolo și mai mult de atât, dacă ajung să realizeze o conciliere, să realizeze o împăcare cu partea adversă, e și mai mare realizarea. Este efectul terapeutic, fiindcă atunci, este nemaipomenit. Este clar că dacă a reușit să se împace cu ideea că fiecare dintre ei au dreptate, cred că asta e cel mai bun câștig pentru ei. Da, foarte interesant. Așa că, din ambele puncte de vedere, are și terapie spirituală și efect, da, de terapie spirituală. Foarte interesant punct de vedere, într-adevăr. Ne pregătim de să mergem către următoarea rubrică.
cadrul rubricii Școala Spirituală vom discuta despre un subiect inedit, teatrul de conștientizare. Mă uit la tine, Andreea. Ok. Andreea, tu ții împreună cu doi prieteni ai tăi, după cât știu eu, acest curs, să-i spun workshop? Atelier. Atelier, pe românește. Zis, da. Da? De teatru de conștientizare. Am să te rog să ne explici în câteva cuvinte despre ce este vorba în toată treaba asta. Da, bun. Păi de ce teatru? Oamenii nu vin ca să învețe să facă actorie profesională sau să fie actor sau să joace pe scenă. Așa. Deși majoritatea metodelor sunt preluate și din teatru de improvizație și așa. Vin oameni normali, cu meserii normale, care așa participă la ateliere. Și principalul, unul dintre principalele scopuri ale acestui atelier este de a practica atenția în acțiune. Ce înseamnă asta? Așa. Ce înseamnă asta ca instrumente, să spun, principale? Așa. Folosim exerciții din teatru, improvizație, asumarea de roluri și așa mai departe, în care adăugăm diverse, cum să spun, task-uri. Așa, sarcini, să zicem. Sarcini, da. Sarcini, da. Da. Pentru ca oamenii să își exerseze atenția, prezența. Puteți să spui mai concret? Da, exact, mai concret. Eram curios și eu. Că mai concret aș putea să vă dau exemplu de niște exerciții pe care le practicăm. Unul dintre ele este faptul că în timp, de obicei, oamenii sunt spectatori sau participanți activi la exerciții. Asta în cazul în care nu deci sunt două categorii, și spectatori, dar și cei care participă efectiv la acest experiment. Nu sunt două categorii, depinde de exercițiu. Sunt mai multe exerciții care se fac, mai multe, așa. Și de obicei nu sunt numai exerciții de grup, sunt și exerciții individuale sau în grupuri mai mici. Iar cei care sunt spectatori privesc activitatea respectivă. Una dintre temele, spre exemplu, zic un exemplu minor, este ca spectatorii să înceapă să numere în timp ce privesc activitatea respectivă. Numărând, ei nu mai sunt absorbiți de ceea ce văd, însă au atenția și la ei, ca și cum ar fi atenți la respirație. Numai că e o altă sarcină, spre exemplu. Interesant. Și se produce o lărgire a câmpului conștiinței cumva, exact, în acel moment. Exact, devin mai prezenți, ca să spunem așa. Ok, și de ce vin ei să facă lucrul acesta? Adică cu care sunt nevoile lor? Da, care sunt nevoile lor? Că vin, înțeleg că oamenii, da, vin, oamenii la, vin la această activitate. Să se trezească? Foarte frumos. Da. Foarte frumos. Și dacă ei fac această activitate o lună, două, trei, un an și după aceea nu mai fac, ce se întâmplă cu această trezire? Este practicată în continuare în viața de zi cu zi. Noi facem niște exerciții, bun, care se întâmplă într-un spațiu convențional. Dacă e convenția, e atelier, facem niște exerciții. Sigur. De teatru, nu știu ce. Sigur. Dar apoi lucruri pe care le învățăm la aceste ateliere pot fi foarte bine practicate și pe stradă sau când te uiți la televizor și îți dai seama că ești absorbit de ceea ce se întâmplă acolo și începi să fii atent la respirație sau spui alfabetul sau în mod spontan. În mod spontan. Și dacă vin la atelierul tău 3 luni și încetez să mai practic după 3 luni, ce se va întâmpla? Nu știu ce să spun. În principiu... Sau un an. Da. În principiu... Trebuie să participi și după aceea vei vedea. E constată. Da, nu, aveam curiozitatea. Știu că și pe mine mă intrigă, fiindcă, practic, pe de-o parte, cred că totuși persoanele care vin la acel experiment capătă încredere în ei. Fiindcă, sigur că da, absolut. Fiindcă atunci, dacă participă experimente, cum spunea Andreea, chiar interpretând personaje sau bănesc că există și așa ceva, nu știu. Da, da, da. Da. Și atunci capătă legat și de emoții și capătă încredere, încredere. Și un alt mod de a percepe lumea. Uh-huh. Da, asta e evident. Dar așa, totuși nu înțeleg acel experiment care se referă la atenție. Că, să zicem, spectator, urmărești. Da. Da. Și devii absorbit de ceea ce se întâmplă. Da.
Că practic nu mai ești conștient de tine, nu mai... Și atunci cine dă click-ul acela să încep să numeri? Ce dă click-ul să... Da. Păi motivația cine? Ta, tu, intenția ta. Ei sunt învățați să numere. E una dintre sarcini, cum ar fi. Am este dat o sarcină a lor, a spectatorilor. Deci în felul ăsta, deci asta, eu așa am înțeles, că este tehnica prin care ei șlergesc câmpul conștiinței. Da. Însă întrebarea pe care mă puneam eu era ce alta. Se întâmplă după? Da, în ce sens, dacă trezirea asta este permanentă sau doar temporară după? În principiu ar trebui să fie permanentă, nu știu să răspund concret, pentru că n-am avut cazuri de oameni care au venit o perioadă după care n-au mai venit, brusc. Bănuiesc și nu știu, bine, poate... Bine, și sunteți și voi la început. Și suntem și noi la început, asta, da. Am făcut foarte puține ateliere. Bănuiesc că rămâne ceva, însă e foarte important de practicat tot timpul. Sigur că ideea da, de a fi atent. Când devine un obicei, da? Îți poate schimba viața, fiindcă obiceiurile sunt nu a doua natura a noastră, ci prima. Exact. Da? Dar mulți, eu am să spun asta din experiența lucrului cu oamenii și cu cei care vin la cursurile mele, spre exemplu, că reușești să modifici oamenii pentru scurt timp, după care ei recad. Deci trebuie să fii ca participant la aceste cursuri, să fii extraordinar de perseverent și răbdător ca să lucrezi cu tine însuți și după ce s-a terminat cursul. Când deci, pleci de acolo, ăsta e scopul. Da, da, fiindcă clar. Altfel schimbarea nu va fi permanentă în viața ta. Evident, nu. Noi ce facem sunt, cum s-aș spune, niște trailere. Important este ce se întâmplă după ce oamenii pleacă de acolo. Exact, cum lucrează fiecare exact, cu el însuși. Exact, exact. Da. Așa fiecare poate să vină și pentru distracție, dar avem niște unele exerciții sunt foarte haioase. Însă dacă după ce pleacă nu încep să fii atent la ei înșiși, la situațiile în care intră, la oameni și așa mai departe, e degeaba. E complicat, da. E alegerea lor. Da. Exact, bineînțeles. Da. Dar le spuneți lucrul ăsta? Da, normal. Însă, scuze, am avut și surprize de oameni care au spus înainte să le spunem, au zis, da, bun, dar e foarte tare, în primul rând, că asta poți aplici în orice situație și când o să ieși de aici, o să pun în aplicare. Și-au pus? Și-au făcut, da. Na, au pus. Foarte frumos. Am o întrebare pentru tine, Cristina. Da. Tu ai citit foarte mult budism. Hai să nu zicem chiar așa, sau dar m-a preocupat. Hai să zicem că ai studiat cu atenție... Da. Partea asta de spiritualitate. Oare ce le lipsește lor față de budism? Fiindcă și budismul predică conștientizarea și autoconștientizarea și... Probabil că disciplina îndelungată, în primul rând. Practic. Ok, exact. Deci o treabă de practică mai lungă, da, așa cum spuneam. Da, certitudine și... probabil că... cei care sunt dedicați în budism aceluiași lucru au o motivație mai clarificată în spate. Exact, au doctrina. Da. Au înțelegerea, da, bineînțeles, suferinței și înțelegerea salvării de suferință. Adică ceea ce vroiam să spun este că sistemul vostru, dacă ar fi completat cu o parte, hai să zicem, filozofică, în ghilimele, despre lumea, ar putea deveni chiar un sistem spiritual foarte interesant. Da, păi de fapt inițial are, de la asta potențial. A pornit. De la asta a pornit, da. A, asta a fost chiar și... Da, de la asta am pornit, ideea de a găsi o salvare. Totuși un experiment nou și probabil că dacă îl vor menține... Cu siguranță. Vor avea adept și chiar... Lumea e dinamică și e bine să ia naștere tot felul de lucruri noi. Deci de multe ori citeam sau auzeam despre noi discipline spirituale și așa mai departe și îmi ziceam în mintea mea, asta e o trăznaie sau asta e foarte superficial. Și cu timpul am ajuns să-mi dau seama că de fapt e bine. Sigur. Eu mă gândeam că este un perfect punct de pornire. Da. Pentru da, o călătorie ulterioară, da, pe cale înțeles. Spirituală. Da, exact. Și după cum spunea maestru Zen, singurul lucru permanent în viața noastră, schimbarea. Exact. Bun. Faci, ții aceste ateliere singură sau? Nu, împreună cu cei doi colegi de-ai mei. Așa. A cui a fost ideea? A lui Adrian Petrariu. Am înțeles. Unul dintre ei. Și celălalt și este? Celălalt Eugen Alexandru Cristea. Am înțeles. Foarte frumos.
Cum v-ați împărțit rolurile de formatori în cadrul acestor ateliere? Ce face fiecare? Ce parte își asumă fiecare? Sau e variabil? E variabil în principal. Așa, ca să spun oarecum mai concret, eu mă ocup cu partea de exerciții de teatru. Perfect. Adriana are viziunea de ansamblu. Ok. Iar Eugen are exerciții pe care și le-a cumva și le-a conturat și le-a dezvoltat cumva el însuși, participând la mai multe acțiuni, cum ar fi ceremonia ceaiului, arte marțiale, tango argentinian, și a creat niște exerciții. Foarte interesant. Deci până la urmă a fost ceva care a creat acel... Da, evident. Da. Deci au avut o sursă de inspirație, da. Ca să... Clar. Ca să spunem așa. Ești un exponent de frunte al generației tale. Parcă aș spune un copil bun, dar mă fac eu să par prea bătrân. Așa. Ce părere ai despre generația ta? Sunteți o generație superficială? Nu pot să spun o părere absolut obiectivă, pentru că am văzut de vârsta mea oameni foarte superficiali și oameni foarte profunzi. Ok. Pe de altă parte, cred că a existat întotdeauna acest conflict între generații, că generații... Balanța vis-a-vis de aceea, constatarea ta, balanța? Balanța? Unde înclină? Balanța ar tinde să încline spre superficialitate. Însă este subiectivitatea mea. Pe de altă parte, ce cred, într-adevăr, este că este o generație confuză. Aha! Uite, da. Nici n-am întrebat-o nimic. Da. Da, asta... Și-a spus singură. Asta chiar cred că există această confuzie. Da, e păcat. Oamenii nu știu care încotro, unde se ducă. Bine, vezi, voi ați trăit în condiții mult diferite de cele în care am trăit noi. Evident. Adică dacă ai fi fost de vârsta mea și ai fi trăit vremurile pe care le-am trăit eu, nici nu aveai nicio altă șansă decât să naufragiezi foarte urât sau să fii foarte performant în ceva. Acum, următorul aspect la care mă gândesc, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta cu discuții între generații, așa, să te întreb ce pondere ocupă spiritualitatea în preocupările generației voastre. Ce pondere ocupă? Știi de ce? Am să clarific puțin întrebarea. La cursurile pe care le țin sunt oameni cam de la 40 de ani în sus. Da. Și nu mă consider un om care să nu fie în stare să lucreze cu tineri, fiindcă serviciul de la stat pe care îl am, lucrez cu studenți. Uh-huh. Și cunosc foarte bine tinerele generații și fac cu mare plăcere acest lucru. Rămân prieten cu foștii studenți foarte mulți ani după ce nu mai lucrăm împreună, niciodată n-am avut relații tensionate și așa mai departe. Cu toate astea, tinerii, am senzația, și să mă corectez dacă greșesc, da, că preferă surogate de spiritualitate. Da. În ce sens? Să fie ușor. Da. Să obțin repede. Da, da? Da. Și uite, stau și mă uit la Cristina, spre exemplu, la răbdarea cu care practică ea, da? Stau și mă uit la Nic, la perseverența cu care practică el, la atenția cu care își conduc puțin, viața. Că și eu, după anumită vârstă, și eu am trecut prin... Ai fost și tu așa. Da. Și eu m-am gândit la asta. Deci trebuie să recunoaștem că și noi am trecut prin acele vremuri și cam așa și eu mă gândesc. Bine, e adevărat că atunci nu aveam posibilitățile de astăzi, dar cred că la fel aș fi acționat, așa că trebuie să le dăm... Micul meu speech nu este o încercare de a-i corecta pe ei. Ei sunt foarte frumoși așa cum sunt. Știu. Și sunt inteligenți. Vorbeam cu un coleg care este profesor ca meserie de bază, la fel ca și mine, și spunea, da, zice, generațiile de studenți de astăzi sunt la fel de deștepți ca și noi. Eu aș spune chiar mai mult de atât, că sunteți mai deștepți decât noi. Deci mi-aduc aminte de generația mea când eram la vârsta voastră și văd generația voastră. Deci sunteți o generație extraordinar de reușită. Sunteți niște tineri nemaipomeniți
Întrebarea mea este următoarea. Știți ce aveți de gând să faceți cu viața voastră? Asta este problema. Legată și de ideea de confuzie. Că văd în jurul meu foarte, foarte mulți tineri de vârsta mea care habar n-au ce vor să facă. În București sunt curios cum... cum o fi în alte orașe sau în alte sate ale țării, cum este în provincie, că acolo situația e un pic diferită. Situația este un pic diferită. Din ce am apucat să cunosc și să fac legături cu oameni din afara Bucureștiului, mi-am dat seama că cel puțin cei de vârsta mea sunt ceva mai focusați, mai concentrați pe ceva. Sau pare că știu că... din provincie, te referi la cei din provincie. Pare că știu ce vor. Da, sunt mai motivați. Sunt mai motivați, da. La fel ca și generația noastră, ei nu prea au multe șanse. Da. Și dacă prind una, țin cu dinții de aia ca să... Da. Exact. Adică, vezi că ajungem cumva, ne îndreptăm spre miezul problemei, că voi sunteți cam crescuți în răsfăț. Da, da, clar. Evident, da. Ideea este să conștientizezi răspunsul ăsta, să-ți dai seama că e și să vezi ce poți să faci legat de asta. Problema e, cred că e mult mai profundă, că și societatea, vezi tu, că societatea nu le mai oferă posibilitatea de a se exprima și de a găsi orientarea către ceea ce vor să facă. Practic, în lumea de astăzi sunt multe, cum să spun așa, îndemnuri către alte meserii sau către alte profesii care produc repede banii și... Exact, satisfacție imediată. Imediată, și atunci de aici apare această confuzie, că nici ei nu știu să mai aleagă. Dar cu posibilitatea de a te exprima, aici te-aș contrazice un pic. Da, și eu la fel. Au posibilitatea să spun mare. Ce vor, da. Să spună ce vor. Numai că știi care e problema? Nu-i ascultă nimeni. Păi da. Fiindcă este o uriașă dezordine în care fiecare spune ce vrea. Nu există, la nivelul vârstei lor, după părerea mea, nu există curente spirituale influente, masive, care să le ordoneze drumul. Știi ce s-a creat? S-a creat un fel de chici din ăsta spiritual. Și cu ceacre, și cu eliberare, și cu... din aia și cu din aia, și este o treabă foarte toxică. Mi-aduc aminte când eram copil, făceam următorul lucru. Îmi cumpărau părinții plastelină și când mă plictiseam, luam toate culorile și le amestecam. Și ieșea așa un verde cachi, dacă amestecai toată... Culoare nedefinită. Da, și urâtă. Da. Bine, cred că mai degrabă vreau să mă refer... bine, deși nu sunt adeptul unor modele de viață, dar cred că poate chiar asta lipsește la societatea noastră. Adică nu există acele valori, nu există acele modele de viață la care să se raporteze și să știe să-și exprime personalitatea lui proprie. Exact. Și datorită superficialității lor, ei nu mai sunt atât de atenți la marile modele spirituale, la marile modele de viață, fiindcă au auzit și de aia pe vremea noastră înainte de 89. Da, era la îndemână. Nu era la îndemână, tocmai că nu era la îndemână. Adică nici nu prea auzisem despre budism, creștinismul era reprimat, nu prea era bine să te duci la biserică, noi ne duceam, treceam peste toate rigorile. Da, nu erau interdicții exprimate explicit, dar puteai să ai de suferit dacă erai un obișnuit al bisericii. Deci, tocmai că erau puține informații, dar foarte clare. Deci voi aveți de-a face cu excesul de informație și ar mai fi încă un lucru care, după părerea mea, încurcă foarte mult generația ta. Știi care e internetul? Păi, da. Și știi de ce? Fiindcă acolo toate site-urile sunt egale. Deci eu pot să deschid un site de spiritualitate sau unul de rețete de bucătărie și amândouă arată la fel pe ecranul meu și trebuie să am foarte mult discernământ. Da, să știi să faci, să știi ce citești. Da, să știu ce aleg. Ce alegi, da. Deci mă surprind și pe mine dând click pe diverse bannere sau și ajungând să citesc răznăi și peste 10 minute ajung să-mi dau seama, dar ce caut eu pe site-ul ăsta? Bine, e
curiozitatea. Evident, clar. Ca și la voi, dar lipsesc formatorii de, de opinie. Da, lipsesc da. Modelele. Da. Și aici asta este cam un declin al... destul de grav. Al totuși. Societății, da. Adică societatea trece printr-o criză și părerea mea este că voi sunteți cel mai afectați. Știi de ce? Fiindcă generațiile mai vârstnice au deja sistemul de valori format. Da, e stabilit. Da, și-au, s-au hotărât unde se îndreaptă, au discernământ, da, știu ce vor de la, de la viață. Deci pentru noi școala spirituală este mai ușoară, că lucrurile sunt mai ușoare atunci când știi ce vrei. Da, clar. Când îți găsești vocația. Da. Exact. Deci, din punctul ăsta de vedere, vezi vreo speranță? Un răspuns scurt, dacă... Dacă văd o speranță? Da, și unde vezi o speranță pentru generația ta? Văd o speranță, în mod evident, în cei care au norocul, cum am zis, să-și găsească vocația. Vocație însemnând că poate să fie, nu știu, în zona artei, în zona tehnologiei, în zona... Dar eu chiar cred că în momentul în care faci ceva ce-ți place, ai succes în ceea ce faci. Sună așa! Absolut de acord cu tine. Asta cred că ar fi una dintre scăpările. Ai să te superi pe mine dacă nu cred în noroc? Nu. Bine, e un fel de a spune. Da, cei care au noroc. Cei care își setează intenția de a-și găsi vocația. Cei care vor să-și găsească vocația. Cei care au setea aceea. Setea, da. Setea de a te cunoaște. Ca să bei apă, trebuie să-ți fie sete. Da, corect. Evident. Sau, ca să lăsăm un lucru nelămurit, să mai lăsăm un semn de întrebare, o metodă ca să te facă cineva să bei apă, și acela este un mare maestru, mă refer la modul figurat, este să-ți pună un pic de sare pe limbă. Evident, și da. Și te face să-ți fie sete. Da, clar. Dar vom reveni altă dată pe subiectul ăsta, ne pregătim de o nouă pauză. Da. La rubrica Cartea lui Ștefan, eu vreau să prezint The Falls of Gurdjieff, volumul 1, care a fost publicată în 2013 de Magisteria și este vorba despre notările participanților la seminariile lui Gurdjieff. Un moment. Da. Cine a fost acel Gurdjieff? Gurdjieff, da. Forța Gurdjieff. Lui Gurdjieff. Cine a fost Gurdjieff? Da, Gurdjieff a fost un învățător spiritual care a trăit, s-a născut în 1866 și a murit pe la mijlocul... 1949, cred. 1949 a murit. A murit. Da. Și a fost un învățător spiritual, ca să spunem așa. Da, chiar a fost, după părerea mea, chiar în adevăratul sens. În adevăratul sens al cuvântului. Esențial la el a fost că zicea că oamenii cumva trăiesc într-un fel de somn treaz și asta este un fel de stare hipnotică, ei... Somnambulism hipnotic, ceva de genul. Da, ceva, o chestie hipnotică în care ei, deși merg pe stradă și sunt, nu dorm, e tot un fel de somn și că așa. Oamenii ar trebui să-și atingă potențialul uman maxim. Cristina, este adevărat că trăim în automatisme? Acum mă gândeam că lucrul ăsta este spus în multe tradiții. Și se leagă cu mai multe puncte din conversația noastră de astăzi. Așa este. Noi mergem automat,
nimeni nu stă și să se gândească cum pune talpa pe sol, ce senzație are în talpă, dar acesta este un exercițiu de meditație. Dar știi de ce facem aceste automatisme? Că există o justificare științifică la treaba asta. Adică știința știe de ce știe deja să explice. De ce funcționăm pe bază de automatisme? Da, da. Presupun că dintr-un anume punct de vedere strict funcțional în această lume a noastră, este mai eficient pe undeva. Sigur, cred. Creierul face economie de putere de calcul. Da. În felul ăsta, și atunci e o adaptare, că în felul ăsta lasă spațiu pe hard disk, ca să zicem așa, ca să poată face față unor eventuale amenințări care ar proveni din mediu, ca să aibă putere de calcul să facă față la provocări. Da. Și atunci automatismele sunt mai economice din punct de vedere al... Cu certitudine, nu o să stai să te gândești cum pui piciorul pe sol dacă te fugărește cineva să te atace, nu? Da, deci automatismele sunt bune ca și frica, fiindcă trăim pe baza lor, și ca și ego-ul. Acum s-ar putea multă lume să se uită urât la mine când o să spun că ego-ul este bun. Ego-ul este bun, fiindcă e doar o etapă. Ego-ul nu trebuie privit ca ceva malefic, cum se face în multe cărți de, sigur, de spiritualitate. Depinde, da? Depinde de țelul propus, de punctul de vedere din care privești lucrurile, de aspectul pe care îl pui accentul. Corect. Automatisme există și în societate. Legile, da? Sunt automatisme. Modul în care se judecă în tribunale pe bază de legi. Se respectă și spiritul legii câteodată sau mai mult doar litera? Cum se procedează în societatea actuală, Nic? Ar fi de dorit să se respecte spiritul legii, dar din păcate în ultima perioadă mergem mai mult doar pe litera legii. E bine și așa. E bine și așa. Nici măcar și pe aia dacă s-ar respecta. Sigur, evident că vestul dezvoltarea societății s-a ajuns într-acolo încât trebuia ordonată printre niște norme, legi, ca să... Ca și automatismele, legile sunt necesare și înainte de legi cred că existau cutumele, obiceiurile și la un moment dat presupun că au formalizat. Nu știu, asta este istoria dreptului, tu știi în mod sigur mult mai multe despre... Da, așa este. Deci, la un moment dat s-a simțit nevoia să instaureze aceste legi, tocmai pentru a se obișnui să păstreze această ordine morală. Sigur, în raporturile dintre indivizi și în raporturile dintre indivizi și societate. Legea este ceva foarte ok, după părerea mea, fiindcă oamenii nu sunt încă în etapa de dezvoltare spirituală atât de avansată încât să facă lucrurile fiindcă așa este bine, să facă lucrurile din motivație altruistă. Mai avem până acolo. Mai avem mult. Da? Gurdjieff a copiat ceva din budism? A, cu siguranță. Da. Cam ce concepte a transmis el discipolilor mai departe? Care sunt principalele idei pe care le-a... Este această idee centrală cu somnambulismul, da? Cu acest gen de somnambulism, cu ghilimele, în care trăim cu toții. Deci pune în evidență automatismele. Dă o soluție la această problemă? Da, desigur, dă o soluție. Pentru mine, personal, principala a fost observarea de sine. Foarte frumos. Și este primul maestru spiritual care predică observarea de sine cu care ai luat tu contact? Eu personal, da. Da, eu personal, da. Am înțeles. De ce se cheamă Forța lui Gurdjieff, cartea? De ce se cheamă Forța lui Gurdjieff? Da. Nu știu să răspund. Pentru că cred că sunt niște principii care au puterea de a, care chiar au puterea de a schimba lucrurile. Corect. Principiile lui au forță și mai mult, da. El a avut discipol și a avut discipol cu forță. Exact, care mai departe la rândul lor au promovat și da. Și astfel a ajuns învățătura lui, da, până la noi. Până la noi. Și asta înseamnă
să fii un maestru bun când ai discipoli, în primul rând, și când discipolii tăi au forță să dea mai departe. Așa este, este foarte frumos și foarte util pentru noi să ajungă asemenea învățături până în zilele noastre. Ne pregătim de o nouă pauză. Onoarea și plăcerea deosebită să prezint în cadrul rubricii Recomandările Săptămânii o persoană cu totul specială pe care am avut marea bucurie să o pot vedea la București într-un concert pe care l-a dat chiar de Sfântul Andrei anul trecut. Este vorba despre Ani Choing Drolma, o călugăriță budistă cu un destin care, deși pornise trist, fiind dintr-o familie săracă, cu un tată foarte violent, abuziv, nu și-a găsit altă cale de scăpare din fața unui destin asemănător multor fete din Nepal, însă care în cazul ei veneau din Tibet. În afara drumului spiritual, și anume să se călugărească. A avut șansa unui maestru deosebit, care a reușit să o învețe, să treacă de la frustrare și furie și neacceptare la iubire și compasiune și înțelegere prin drumul budist. Dar pe o cale foarte frumoasă și originală. Ea are o voce cu totul specială, cântă absolut, îți atinge sufletul pur și simplu. Și ceea ce mie mi s-a părut foarte intrigant la început a fost faptul că mantrele cântate de ea seamănă foarte tare cu doinele românești. Da, am remarcat ca, și ca noi melodie. Și Nic și cu mine am remarcat acest lucru. Da, și în afara cântecelor strict budiste, deci mantre și altfel de practici, ea a ajuns aproape o vedetă de televiziune și nu numai. Este premiată cu nu mai știu ce premiu a luat pentru vânzarea de discuri în Nepal, deci realmente a ajuns să promoveze și internațional, exact, da, și în Germania și SUA în special, într-un mod absolut înlănțuit, firesc, așa am înțeles din cartea pe care a adus-o cu ea la București. Pot să vă arăt. Este vorba despre o carte despre viața ei. Subtitlul este Calea vieții unei călugărițe budiste. Totul în limba germană, să precizăm. Acest exemplar este în limba germană, dar există și în limba franceză cartea și în limba engleză. Și poate cineva o să facă efortul să o traducă și în limba română? Nu se știe niciodată. Schimbarea este singura certitudine a vieții. Da. Dar mi-a plăcut în timpul concertului pomenit de faptul că a încercat să găsească o soluție prin care cântecele spirituale să se adreseze generației tinere, frustrate, că nimeni nu-i înțelege. Ce frumos, exact, o soluție pentru tineri. Lucrurile se leagă între ele. Și are
niște versuri speciale la aceste cântece ale ei. Mi-am notat aici unul dintre cântece are următoarele versuri. În ochii unei flori, lumea apare ca o floare. În ochii unui spin, lumea apare ca un spin. Reflecția sau umbra care apare conform formei obiectului. Totul, deci, depinde de modul în care învățăm să percepem pozitiv sau negativ lumea. Și apoi cântecul continuă. Fie ca în inima mea să fie mereu pură, fie ca cuvintele mele să rostească mereu înțelepciune, fie ca talpa picioarelor mele să nu omoare niciodată nicio insectă, fie să zăresc strălucirea lunii în întunericul nopții, fie să aud muzica vieții chiar și în cele mai uscate frunze, într-o inimă pură, întotdeauna imaginile apar pure. Deci acest este un mod în care ea reușește să transmită învățătură budistă prin cântece care să se adreseze tuturor generațiilor, inclusiv celor tinere. Și cu o voce superbă. O voce absolut superbă. Și un talent nemaipomenit. O să, oricum o să la sfârșitul, peste câteva zeci de secunde vom da și un tot, filmuleț cu ea cântând. Da, da? Tot apropo de generații tinere, ea și-a dorit și a reușit să-și facă o școală, să creeze o școală pentru tinerele călugărițe, numai fete, spunând că dacă educi un băiat, educi o persoană, dacă educi o fată, educi o familie. Așa este și mi-ar fi părut foarte rău să nu apucăm să spunem treaba asta în emisiune. Face un lucru extraordinar, da, cu această școală. Fetele pe care le are acolo sunt copii săraci sau da, care, da, la fel ca ea, au fost abuzate de către părinți și face un lucru nemaipomenit. Le asigură acces la învățătură, pentru că în Nepal este o problemă. Accesul la învățătură este o problemă, da, în special pentru fete. Da, ceea ce este formidabil că reușește să facă acest lucru. Da. Ne pregătim să urmărim filmulețul. Mulțumesc, Andreea Bolovan, pentru mulțumesc și eu prezența în emisiune, cu multă plăcere. Mulțumesc, Cristina Nae. Mulțumesc și eu. Și mulțumesc, nu în ultimul rând, Nic Neamțu. Mulțumesc. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă doresc o săptămână cât mai plăcută, cât mai frumoasă și cât mai eficientă.
noi troia. Sit down.